Statinca nu-i gata, abia începe. Ce frumos sunt copiii, fără niciun fel de jenă. Tati, gata, plecăm acasă? Imediat. Dar mai întâi trebuie să intrăm pe poarta împărăției. În capitolele 5 la 7 am stat și l-am auzit pe Domnul Iisus Hristos ținând o lecție despre Evanghelia împărăției și etica ei. Apoi l-am văzut umblând prin cetăți și sate, demonstrând puterea împărăției. Iar la un moment dat îi cheamă pe ucenici și îi trimite în misiunea împărăției. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Duminica trecută am înșirat, scoțând din text, cel puțin 10 principii, nu știu care vi s-a lipit de suflet sau de inimă, dar de inima mea s-a lipit în mod special unul dintre ele. Și ele trag în trenă alte câteva, dar ceea ce uit foarte des este că secerișul nu e al meu, ci al Domnului. Și dacă secerișul este al Domnului, El a croit pe măsura puterilor Lui și a resurselor Lui, nu pe măsura puterilor mele și a resurselor mele. Tot ce a cerut Domnul Iisus ucenicilor să este să roage pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul Lui, nu la secerișul lor. Dar ceea ce este extraordinar, că atunci când începi să te rogi, Dumnezeu ia poverile prin rugăciune de pe inima lui Dumnezeu și le pune pe inima ta. Și când Dumnezeu îți pune o povară pe inimă, trebuie să faci ceva cu ea. Data trecută am văzut că Dumnezeu a dus în bătătura bisericii noastre o mulțime de poveri la care nu ne-am gândit, pe care nu le-am planificat. Dacă eu aș trăi strict în limitele planificărilor mele, imaginați-vă cât de îngustă și searbădă mi-ar fi viața. Pentru că eu planific doar ceea ce știu, doar resurs pe resursele pe care le am, dar dacă secerișul este al Domnului, ce îl împiedică pe el să aducă în dreptul meu lucruri la care nu m-am gândit niciodată? Și când Dumnezeu pune o povară pe inimă, trebuie să faci ceva cu ea. Printre altele, duminica trecută, vorbind despre țări prigonite sau țări care suferă din pricina lui Hristos, este interesant să vorbești despre Eritrea și despre Uganda și despre... Sunt așa de departe de noi încât doar câte o poză ne mai încălzește inima. Dar avem între noi, spuneam duminica trecută, pe Solomon, care are părinții, frații în Pakistan, tăticul lui bolnav și bătrân. Și fratele lui de nu lucrează de 4 luni de zile și cine știe cât va mai sta cu mâna în gips din pricina neglijenței medicilor și a persecuțiilor din jurul acestei bisericuțe din Kashmir. Spuneam duminica trecută că le închide apa și lumina, n-au din cele mai plăti. El singurul care lucrează, soția lui a născut de câteva săptămâni de zile. Luni dimineața încă... Înainte de a pleca de acasă, primesc un telefon. Foarte rare ori mă sună cineva așa de vreme. Și deschid telefonul și un prieten din Arad mă sună și zice: sora mea din Portland a vizionat una din întâlnirile voastre și m-a rugat să vă trimit $500. I-am înlemnit. Pentru câteva zile înainte vorbeam cu Petrică Moraru și am zis: miercuri, ședința de comitet, n-apucăm să discutăm despre asta. I-am promut €500 și de-aia lui Solomon să-i trimită în Pakistan. Și eu îi spun la prietenul meu ce s-a întâmplat. Și el zâmbind zice: completez la €500 să nu fie Dumnezeu de rușine. Dragii mei, ce extraordinar lucru este atunci când Dumnezeu te învață că resursele nu sunt ale tale, sunt ale Lui. Eu trebuie să am doar credința să fac pasul înainte în numele Domnului. Și las restul în seama Lui. A Lui sunt toate. El a întemeiat pământul, toate bogățiile sunt ale Lui. Și de aceea Dumnezeu, pentru secerișul Lui, oferă resursele Lui. De-a lungul anilor, Dumnezeu m-a învățat că e bine să planifici, dar este prost să te limitezi de propriile tale planificări, când e vorba de secerișul Lui. În afacerile tale, treaba ta, Ruben, în afacerile Lui, treaba Lui. Da, e treaba Lui. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu este bun
și sarcina mea este ușoară. Aș lua capitolul 11 și l-aș plia ca pe o foaie A4, adunând prima și ultima imagine peste o la altă. Totul începe cu îndoiala lui Ioan Botezătorul, am vorbit adeseori despre ea, imagine de ansamblu asupra Evangheliei. Imediat după ce pleacă trimișii lui Ioan, Domnul Iisus Hristos vorbește despre Ioan. Ce ați venit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Un om în haine moi? Un proroc? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. Nici unul dintre cei născuți din femeie nu-i mai mare decât Ioan. Totuși cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. După care Domnul Iisus se întoarce de la cei din jurul lui la toate cetățile pe care le-a colindat și în care a făcut minuni și spune: vai de tine, Horazime și Betsaido și Capernaum, dacă minunile s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora, s-ar fi pocăit. Imaginați-vă povara și judecata care va cădea asupra lor. Și capitolul se termină cu chemarea pe care tocmai ați auzit-o. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Capitolul 11, primele 6 versete. După ce a isprăvit de dat învățătura celor 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbiși capătă vederea, șchiopii umbră, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Întrebarea lui Ioan cu siguranță era pe inima multora din jurul Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, tot ce a venit el să facă acolo pentru ei, mă gândesc la minunile pe care le-a făcut, la vindecările, la curățirile, la învierea morților, nu le-a dus odihna pe care o așteptau. Și probabil că în întrebarea asta lui Ioan reverberează toată așteptarea de milenii a omenirii. De fapt, ce așteptau ei și ce a venit el să aducă? Numai atunci și astăzi, dragii mei, așteptările noastre și cu oferta lui Iisus trec una pe lângă cealaltă. Pentru că noi așteptăm altceva decât ne-a promis Dumnezeu. Și așteptând altceva decât ne-a promis El, trecem pe lângă ceasul astral al omenirii, orbiți de așteptările noastre, nevăzând și neprimind oferta Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să mă întorc în sinagoga din Nazaret, unde Domnul Iisus și-a lansat lucrarea după ce s-a întors din pustie, după ispitirea de 40 de zile. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor slobozenia, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor asupriți, să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat înapoi îngrijitorului și a sezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite asupra lui. Atunci el a început să spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. În solul cărții Isaia este mai mult decât a citit Domnul Iisus. Spuneam și altă dată că el intenționat s-a oprit la jumătatea frazei. Toți cunoșteau textul, toți știau că punctul încă n-a venit în frază și că el ar fi trebuit să citească mai departe. Dați-mi voie să citesc doar două versete din Isaia și să vedeți ce s-a întâmplat. Le puteți urmări pe ecran cu mine. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să vestesc vești bune sau Evanghelia celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, prinșilor de război, izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și Domnul Iisus s-a oprit, a șezut jos, a dat cartea în mâna îngrijitorului și n-a mai citit și o zi de răzbunare
a Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, Duhul Domnului m-a uns și m-a trimis să aduc odihna, după care tânjește sufletul fiecărui om. De aceea, Ioane, ferice de acela care nu va găsi un prilej de potignire în mine, de acela care va veni la mine cu truda și poverile sufletului lui ca să fie despovărat, să capete odihna după care tânjim cu toții. Dragii mei, dacă v-aș întreba și aș trece prin sală, în ce probleme ați dori odihnă? Răspunsurile ar fi extrem de variate. Noi toți purtăm poveri de tot felul. Domnul Iisus Hristos uneori întinde mâna, face minuni pentru noi și ne ia poverile și bolile și uneori ne trimite și 500 de euro ca să ne plătim factura de curent. El poate să facă lucrurile acestea, a lui este pământul. Dar indiferent ce ar face pentru noi, nimic din toate acestea nu aduc odihna adevărată în sufletul vostru și în sufletul meu. Dragii mei, nu uitați, nu Dumnezeu intră în planurile noastre, noi suntem chemați să intrăm în planurile Lui. Noi suntem chemați să așteptăm ceea ce El ne-a promis. Nu să așteptăm ceea ce am fi dorit să ne promită și n-a făcut-o în Scripturi. Atunci când îndoiala nu este rezolvată în inima ta cu privire la Iisus, pe urma ei vine necredința. Necredința aduce respingerea Domnului Iisus și respingerea Lui te aduce în fața judecății Lui. Și acolo ceasul este prea târziu. Domnul Iisus a venit, deci, să aducă odihna. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Oare ce să fie odihna aceasta pe care a venit El să ne-o da? Ca să o înțeleg, sunt obligat să mă întorc la începutul istoriei. Pentru că de începutul istoriei se leagă odihnirea lui Dumnezeu și odihnirea noastră. În ziua șasea, Dumnezeu a frământat pământul și l-a modelat într-un chipul său, iar probabil înțelepciunea lui Dumnezeu a suflat în nările boțului de humă suflarea de viață și omul a devenit un suflet viu. Ziua șasea. A fost o seară și o dimineață și a venit ziua de odihnă. Deși omul era în facultățile lui, într-un univers mirific, extraordinar, dragii mei, a trebuit să-și oprească toate curiozitățile și să stea pup, spuneam eu altă dată, în prezența lui Dumnezeu o zi întreagă. Câtă vreme irosită! Dacă Dumnezeu ar fi mai puțin frumos ca universul din jurul Lui, dragii mei, Creatorul trebuie să fie de milioane de ori mai frumos decât toată creația Lui. Cred că i-a părut rău că s-a terminat ziua de odihnă, pentru că în ziua 8-a a venit alungarea din Eden. Pribeac și călător pe pământ, alergând de dimineața până seara, scotocind după odihna pierdută pe care n-a reușit să o mai găsească nicăieri prin absolut nimica. Dacă răsfăiți Vechiul Testament, aproximarea, poate cea mai bună, legată de odihna aceea din Eden, erau sărbătorile lui Israel, cahalurile evreiești. Nu erau puține, și săptămânale, și anuale, dar într-un cahal sau în sărbătoare mâncai și beai în prezența Domnului. Asta era sărbătoarea. Veneai la casa Domnului și împreună cu prietenii tăi într-o adunare sfântă, fiind în prezența Lui, te desfătai în El, te odihneai ca odinioară în Eden, în prezența Lui Dumnezeu. Cu toate acestea, odihna asta era nedesăvârșită, pentru că trebuia să ții o distanță oarecare de cortul întâlnirii. Poruncii erau foarte aspre. Oricine s-ar apropia de cortul întâlnirii trebuia să fie omorât. Atunci când doi din fiii lui Aaron, fiii marelui preot, au vrut să intre în prezența lui Dumnezeu, arși de vii. Și Aaron nici măcar n-a putut să plângă, nici să iasă din cortul întâlnirii, să-și îngroape fiii. Toată lumea avea frica aceasta în inimă când se gândea la odihnirea în prezența lui Dumnezeu. Vă dați seama că o astfel de odihnă te lasă cu o umbră în inima ta. Ascultați textul din Levitic 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: iată sărbătorile Domnului pe care le veți avea ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele.
Și dacă răsfăiți Vechiul Testament, puteți face șirul lor, le aveți în fața voastră. Era sabatul, o sărbătoare săptămânală, la fiecare 6 zile vinea a 7-a, ziua de odihnă, pe care trebuia să o ții cu sfințenie, astfel era pedepsit cu moartea. Urmau apoi sărbătorile anuale, Paștele, Azimile, Cinzecimea, sărbătoarea anului nou, sărbătoarea Ispășirii sau ziua Ispășirii, sărbătoarea corturilor. Apoi era o sărbătoare lungă și mare de un an, tot la 7 ani. Și la 7-a 7 ani era jubileul, când se aduna la anul sabatic, încă un an sabatic, și aveai 2 ani de sărbătoare. Nu trebuia să muncești pe când, mâncai din ce ai adunat în anii precedenți. Ce extraordinar Dumnezeu! Întrebarea pe care ți-o pui, dacă sărbătoarea este o aproximare a odihnei pierdute, practic un fel de invitare la odihnă, dar niciodată n-ajungi la ea, de ce le-o fi dat Dumnezeu atâtea lucruri nedesăvârșite? Atâtea chemări la odihnă care să te lasă în anticamera odihnei, să nu ajungi la ea niciodată. Priviți cu mine una din creațiile lui Dumnezeu, un melc superb. De ce l-am ales? Din pricina spiralei pe care o vedeți construită într-un mod minunat de Dumnezeu pe melcul acesta. Dați-mi voie să vă duc în imaginea următoare, într-o construcție a unui om. Coborâți de undeva sau urcați de undeva, dacă sunteți sus, coborâți, dacă sunteți jos, urcați pe o scară spirală. Și acum încercați să puneți sărbătorile Domnului pe această scară. În imaginea următoare, aveți sărbătorile înșirate pe această spirală. Spirala se deschide, se lărgește, urcă, este ca o scară prin care Dumnezeu te invită undeva. Observați, săptămânale am sabatele, pe urmă am sărbătorile anuale, pe urmă am sărbătorile sabatice, pe urmă am sărbătorile a 7-a 7-a ani, jubileul. Niciun om nu sărbătorea de 2 ori jubileul, dacă îl prindeai odată, ferice de tine. Dar de ce a organizat Dumnezeu în felul ăsta sărbătorile? Nu cumva ca să ne invite la adevărata sărbătoare? Sărbătorile au o aproximare a odihnei, dar practic Dumnezeu prin ele ne cheamă la adevărata odihnă. De ce evrei n-au putut avea adevărata odihnă? De ce Iosua n-a putut să le dea adevărata odihnă? Vechiul Testament este un fel de piedestal pe care Dumnezeu așează împlinirea prefigurărilor vechi testamentale. Dacă vreau să înțeleg noțiunea odihnei, nu mă pot opri la Vechiul Testament. Trebuie să vin dincoace, să vin în dreptul nostru, Noul Testament, pentru că Vechiul Testament, cu toate sărbătorile lui, te lasă cu întrebarea și următoarea? Adevărată odihnă? Sărbătorile Vechiului Testament își așteaptă împlinirea Nou Testamentală. Dați-mi voie să le iau pe rând și să mă uit un pic la ele, în fugă. Să iau sabatul. Astăzi întâlnesc tot mai mulți prieteni de-ai mei care devin țiitori de sabat sau care se întorc înapoi să țină sabatul și povestesc cu ei. Una din lucrurile care, argumentele care le aduc oamenii este că sabatul nu ține de legea lui Moise, chiar dacă a fost abrogat vechiul legământ și înlocuit cu noul legământ, sabatul te întoarce înapoi la creație. În 6 zile a făcut Dumnezeu lumea cu tot ce este în ea și în 7-a s-a odihnit. Și porunca de a ține sabatul ține de creație, nu ține de Moise și de evrei și de ceilalți. Așa este. Dar, practic, ce sărbătorea un om în ziua de sabat? Sabatul era amintirea unei odihne pierdute în nădejdea regăsirii ei. Cu alte cuvinte, sabatul nu-ți oferea odihnă, sabatul răscolea în sufletul tău lucrurile pe care le-ai pierdut. Și cu siguranță lucrurile care le-am pierdut nu țin nici de sănătatea mea, nici de bogăția mea, nici de propășirea mea, nici de afacerile mele. Nevoia este mult mai adâncă în noi. Sabatul nu era altceva decât amintirea unei odihne pierdute. De ce credeți că Dumnezeu, imediat ce l-a creat, l-a pus pe om să stea în fața lui o zi întreagă, să-l privească frumusețea lui, să-i întepărească pe retină și în suflet odihna pe care să o caute în toată existența lui? Nu la întâmplare, Sfântul Augustin spune, sufletele noastre sunt din tine și nu se vor odihni decât în tine.
Odihna este acea relație cu Dumnezeu, care nu este umbrită și obturată de păcat și de vrășmășia cu El. Este acea relație cu Dumnezeu în care poți să cazi în brațele Tatălui, să poți rosti rugăciunea Tatăl nostru cu toată libertatea pe care o ai, să te bucuri de El. Cum se ajunge la odihnă? La odihnă pe care a venit să o ducă Domnul Iisus Hristos. Priviți o clipă, imaginea pictată de cineva cu țapul pentru Azazel, ați mai văzut-o înaintea voastră. În miezul sărbătorilor anuale era Yoma, ziua. Ziua ispășirii, cea mai importantă sărbătoare. În ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, spune Levitic capitolul 16, versetul 30, ca să vă curățiți. Și veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea lui Dumnezeu. Nu era nicio altă zi ca ea. Imaginați-vă o zi din an în care tot ce s-a adunat între mine și Dumnezeu este pur și simplu șters, așezat pe spinarea țapului pentru Azazel și trimis în domeniile lui Azazel, a vrășmașului lui Dumnezeu. Ascultați versetul următor. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Observați, odihna legată de rezolvarea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Asta este ziua de odihnă. Când Domnul Iisus te cheamă la El, nu să-ți vindece trupul, deși o poate face, slăvit să fie numele Lui dacă o face, ci te cheamă la El să-ți vindece sufletul, să ridice povara păcatelor tale de pe inima ta, să-ți deschidă ușa raiului, să te invite acasă. Ziua de odihnă este legată de ispășirea păcatelor. Problema este că această zi era nedesăvârșită. Știți de unde știu? Îmi spune Epistola către Evrei. Se repeta în fiecare an. Aducerea mintea păcatelor era pusă înaintea noastră în fiecare an. Capitolul 10, versetul 1 din Evrei. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, deci este vorba de ziua ispășirii, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcat. Dar aducerea mintea păcatului este noită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să-și șteargă păcatele. Capitolul 4, versetul 8. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat, sau adevărata odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Versetul 10, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Dragii mei, dacă până și faptele noastre bune sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu, spuneți-mi, ce să caut în prezența lui? Cum aș putea să intru liber ca la tata acasă? Să-l văd că se întoarce spre mine și mă ia în brațe, fără nimic între mine și el? Dumnezeu s-a odihnit la umbra crucii Fiului Său. Abia apoi a zis să fie lumină. Problema a urmat după soluție. Mai întâi Dumnezeu a făcut soluția, a adus soluția în existență. Cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările Lui. Ne grăbim dar să intrăm în odihnă aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Ce este sabatul? Este aducerea mintea unei odihne pierdute în nădejdea regăsirii ei. Dragii mei, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu prin ritualurile vechi testamentale, sabatul este unul dintre ele, practic tu te întorci înapoi într-o stare a imperfecțiunii, a nedesăvârșirii. Practic nu faci altceva decât ți-aduci aminte de ceva pe care ai vrea să-l ai, încă nu-l ai, dar asta înseamnă să-l negi pe Hristos și toată lucrarea Lui. Lăsați-mi voi să fac un pas mai departe și în fugă să iau sărbătorile anuale. Toate comemorau ieșirea din Egipt, eliberarea din robie, în nădejdea unei eliberări mai mari aduse nu de Moise, ci de Mesia.
Și de aceea Ioan Botezătorul întreabă, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? De 500 de ani se întorseseră din robia babiloniană, dar exilul nu se sfârșise. Știți de ce? Erau sub călcâiul Imperiului Roman și profețiile Vechiului Testament erau neîmplinite și de aceea întregul popor aștepta pe cineva ca să împlinească pentru ei tot ce prefigurase Vechiul Testament și promisese Dumnezeu prin proroci. Din păcate, ei așteptau o eliberare ca și cei din Horazim sau Capernaum sau Betsaida, o eliberare din lucrurile pământești, din nevoile noastre imediate, când Dumnezeu a venit, l-a trimis pe Fiul Său să aducă marea eliberare din robia păcatului, din robia neîmpăcării cu Dumnezeu, a vrășmășiei cu El. Domnul Iisus trebuie să-i confrunte pe cei din vremea Lui aspru. În Ioan capitolul 8, versetele 23 și 24, El spune, voi sunteți de jos, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Era nevoie de o altă eliberare, dragii mei, de eliberarea din robia păcatului, a înstrăinării de Dumnezeu. Din pricina păcatului, Iosua n-a putut să le ofere odihna pe care o pierduseră la izgodirea din Eden. Sărbătorile anuale comemorau eliberarea din robie în nădejdea adevăratei eliberări. Din robia aceea care a cauzat toate robiile lor, rădăcina lucrurilor era păcatul, era vrășmășia cu Dumnezeu. Dacă aș lua din sărbătorile anuale doar sărbătoarea ispășirii, miezul, care e cel mai aproape de odihna după care tânjim, ritualul ispășirii păcatelor era făcut în nădejde adevărate ispășiri, dar ea trebuia făcută de un mare preot mai bun. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință sub preoția leviților, deci a trebuit să aducă Dumnezeu un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, nu a lui Aron, de un mare preot mai bun, prin jertfe mai bune, nu jertfe de țap și de viței, ci jertfa și sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu, într-un templu mai bun, nu făcut de mână omenească, ci în templul ceresc, în vederea unei curățiri mai bune, care să ne aducă adevărata odihnă. Odihna reîntoarcerii acasă, reîntoarcerii în prezența lui Dumnezeu. Dați-mi voie să recitesc textul din Evrei. În adevăr, dacă legea, legământul vechi testamental, care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin același jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi avut trebuință să aibă cunoștință despre păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, ne pregătim de sărbătoarea întrupării Domnului Iisus, de intrarea Fiului lui Dumnezeu în lume, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată, mânsulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis mai întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Lucruri toate aduse după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și ascultați cum încheie versetul 9, autorul. El desfințează astfel pe cele dinainte ca să pună în loc pe a doua. Pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Cu alte cuvinte, întrebarea lui Ioan Botezătorul era reală și sfredelea sufletul tuturor. Trebuie să vină cineva care să facă mai mult pentru noi decât toate ritualurile vechi testamentale. Dragii mei, adevărata odihnă vine în urma morții și învierii întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Doar așa putem intra în adevăratul sabat, în adevărata odihnă. În Roman, capitolul 4, versetele 24-25, Pavel scrie căci Domnul nostru, Hristos Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat
din morți, din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, atunci când pe cruce el a strigat, s-a isprăvit, perdeaua s-a rupt de sus și până jos, drumul spre casă s-a redeschis și Dumnezeu ne cheamă la odihnă. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi odihnă. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, nu oricum, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite și de cugetul rău și cu trupul spălat, cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Puneți-vă o clipă în pielea familiei de care ne-a vorbit Ada. Tavi ești tu cu soția și copiii tăi. Tot satul este în jurul tău și trebuie să alegi. Spuneți-mi oare la întâmplare, spune Domnul Iisus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Credința ta este pe măsura cunoașterii persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos. Trăim vremuri în care persecuția va crește de la o zi la alta împotriva celor care îl proclamă pe Iisus Hristos ca Domn, nu împotriva celor care sunt religioși și cred în Dumnezeu. Toți cred într-un Dumnezeu, numesc unul într-un fel, altul în altul. Dar cei care cred în Domnul Iisus Hristos sunt de partea cealaltă. Și El este incomod, dragii mei. Incomod pentru că a îndrăznit să spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mulți purtăm poveri de un fel sau altul. Poate că strigăm la Dumnezeu și așteptăm despovărarea, odihna, ieșirea la liman. Pe câți dintre noi ne arde povara păcatului? Am rămas surprins când tinerii de la Oradia și-au ales ca temă sfințirea. Foarte nepotrivită temă pentru niște tineri care ard de viață și care vor să guste viața, să-i bucure de ea, sfințirea. Domnul Iisus a început așa fericirile: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ca să vii la Domnul Iisus cu poverile tale, mai întâi trebuie să recunoști că tu singur nu te poți ajuta. E vorba de poveri pe care oricât de mult ai trudi, orice șansă extraordinară avea, oricât bani s-ar turna asupra ta, nu poți să ți le ridici, nu poți să ți le rezolvi. Și de aceea, dacă nu-ți recunoști sărăcia, te vei lupta de unul singur să apuci odihna aceea care e o fată morgană, care e totdeauna cu un pas mai departe de mâna întinsă după ea. Ca să vii la El, să primești adevărata odihnă, trebuie să-ți recunoști sărăcia în duh. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul Iisus. Da, El și numai El este poarta împărăției lui Dumnezeu. Așadar, spune Pavel în Efeseni capitolul 2, versetul 19, noi nu mai suntem, sau voi nu mai sunteți, nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, oameni întorși acasă. Întrebarea este, cum am devenit oameni din familia, din casa lui Dumnezeu? Răspunsul este simplu, în versetul precedent, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tata într-un singur duh. Domnul Iisus în Ioan, capitolul 10, spune: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug.
Dar dați-mi voie să închei citind textul până la capăt și sublinind un adevăr din el. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Vin la Domnul Iisus trudit și împovărat, încărcat cu poverile mele, și vin la El. Vă spun sincer ce aș aștepta de la El. Să-mi zâmbească, să vină să-mi ia crucea de pe umăr, să-mi ia poverile și truda și să mă trimite la un resort, da? Hotel de 5 stele, apă termală, fără telefon mobil, pe vârful muntelui, schi alpin, soare. Vin la Domnul Iisus cu poverile mele și El îmi spune, luați jugul meu asupra voastră. Spuneți-mi, nu e un pic ciudat? Eu vin că m-a chemat, trudit și împovărat, și El în loc să ia poverile mele, mai pune și jugul Lui asupra mea. Și ce e foarte interesant, când mă acomodez cu gâtul în jug și cu crucea în spinare, pentru că mi-a spus doar câteva versete înainte, cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Când mă acomodez cu jugul și cu crucea în spinare, dintr-o dată mă cuprinde odihna aceea care vine din faptul că sunt exact acolo unde trebuie să fiu, unde m-a chemat Dumnezeu. Dragii mei, există două feluri de a te odihni. În primul rând, ai nevoie de odihnirea aceea când nu poverile astea de zi cu zi sunt luate din spinare, ci povara păcatelor tale este ridicată de Domnul Iisus și plătită și poți veni înaintea Tatălui. Dar mai există încă ceva. Nici unul n-am fost mântuiți ca să stăm într-un hotel de 5 stele. Nu uitați! Paragraful precedent a fost misiunea împărăției. Mare este cerișul, puțin sunt lucrătorii. Dragii mei, Dumnezeu nu m-a chemat să alerg de dimineața până seara pentru o bucată de pâine care se mucegăiește pe mine, că n-am timp să o mănânc, pentru că alerg de altă dimineață până altă seară. Dumnezeu m-a chemat și a pus pe umerii mei efodul preoției și mi s-a uitat în ochii mei și a zis, mare este cerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Și pe măsură ce încep să mă rog, poverile de pe inima lui Dumnezeu sunt puse pe inima mea și văd secerișul cu ochii lui. Și mă întreb, Doamne, unde e locul meu? La ce m-ai chemat? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui. Spuneți-mi, este cineva în lumea asta care are o astfel de promisiune din partea lui Iisus Hristos? Și toate aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Prea iubiților Lui, El le dă pâinea ca un somn. A, noi nu suntem chemați la lenevire, ci discartea proverbelor. Dar suntem chemați, dragii mei, să purtăm jugul lui Hristos alături de El. Să vedem împărăția lui Dumnezeu lărgindu-se, secerișul lui, grâul adunat în grânarul lui, să ne bucurăm împreună cu Hristos.